shaking underneath, trying to take me alive. Hello, oameni dragi, bine ați venit sau revenit la un nou clip aici la mine pe canal. Eu sunt Mihaela și în acest moment filmez prima parte din ce am primit de ziua mea. Filmez prima parte și spun că filmez prima parte, deși voi nu veți vedea două clipuri, veți vedea un singur clip. Asta pentru că urmează să mă întâlnesc cu o prietenă și să mai primesc încă un cadou. Ceea ce înseamnă că voi reveni la finalul clipului, la finalul acestei părți pe care voi o vedeți, voi reveni cu machiajul probabil în pungă, dar voi reveni și vă voi arăta ce am mai primit și de la ea. Am aici lângă mine câteva produse drăguțe pe care le-am primit cu titlul de cadou de ziua mea. Trebuie să fac o mențiune. Pe lângă aceste produse pe care le am aici, eu am mai primit de ziua mea și de ziua mea și pentru Crăciun cele două advent calendare pe care eu deja le-am deschis. Și anume, advent calendarul de la Sephora și advent calendarul de la Douglas. O să încerc să vă las link-uri pe aici, pe sus. Dar oamenii din jurul meu au fost drăguți, au pus mâna de la mână și mi-au mai luat câte ceva super drăguți pe care vreau să vă arăt. Am aici lângă mine prima parte de cadouri, urmând ca ce primesc de la prietena mea și ce îmi cumpăr din bănuții primiți cadou de la soacra mea, să vă arăt când mă întorc acasă de la cumpărături. Ei bine, aici sunt produse pe care voi le-ați mai văzut prin clipuri, două dintre parfumurile de aici le-ați mai văzut prin clipuri, dar eu le-am considerat cadou de ziua mea, chiar dacă ele au venit cu mult înainte de ziua mea. Toate aceste cadouri sunt primite cu mult înainte de ziua mea, pentru că cei care mă cunosc prefer să-mi facă cadourile înainte pentru a mă bucura cu mențiunea că sunt cadouri pentru ziua mea. De altfel, tot un cadou de ziua mea este și coletul pe care l-am primit de la Andra. S. Andra, o găsiți pe YouTube. Te pup, pupici. Bineînțeles că și el a venit tot ca un cadou de ziua mea, o să vă las link și pentru el pe aici pe sus, sper să nu uit. Astea fiind menționate, o să vă spun în mare parte așa cam ce și cum, o să menționez pe aici pe acolo și de la cine sunt produsele. Pe scurt, soțul meu și cei din familie mi-au făcut cadou cele două advent calendare pe care eu deja le-am deschis și mai am aici câteva produse de la ei. Chiar dacă sunt cumpărate de soțul meu, vin din partea întregii familii, pentru că eu nu am pretenția ca fiecare membru al familiei să-mi cumpere ceva, chiar dacă soacra mea a fost drăguță și mi-a dat bănuți separat să-mi iau ceva pentru ziua mea, nu mă aștept să se întâmple acest lucru, pentru că suntem cu toții o familie și uneori punem mâna de la mână pentru a face un cadou mai măricel. Astea fiind spuse, o să încep cu un parfum pe care voi l-ați mai văzut prin clipuri și vorbim de Aqualina Pink Sugar Creamy Shine. Acest parfum este primit de la Natalia. De la ea am mai primit lucruri atunci când am primit acest parfum, dar am ales să bag în acest clip doar parfumul pentru a nu relua toată treaba. Creamy Shine este un Aqualina Pink Sugar mai diminuat, mai de vară, mai cremos, mai exotic, dar pe care eu îl pot purta inclusiv în această perioadă, l-am și purtat de când l-am primit și cu siguranță va fi purtat. Face parte și el din cadoul de ziua mea, eu așa l-am considerat pentru că m-am întâlnit cu ea și Alexandra și fără niciun motiv ne-am făcut une alteia cadouri, dar eu am preferat să le consider cadouri de ziua mea. Așa că primul dintre parfumuri este Creamy Shine de la Aqualina, Pink Sugar Creamy Shine, de fapt. O să vorbim mai multe despre ele în parfumuri bombonicioase, pentru că vreau să fac și un astfel de clip. V-am mai spus, am mai primit și alte lucruri atunci de la Natalia, dar pe multe le-am folosit și nu le mai am. Apoi de la prietena mea, Alexandra, am primit acest minunat. Este vorba despre Jo Malone Scarlet Poppy Cologne Intense, așa arată el. L-am considerat de atunci cadou de ziua mea, ea mi-a mai făcut multe alte cadouri, ați văzut clipul atunci, dar am decis să vi-l readuc în atenție. A mai apărut printr-o grămadă de clipuri, dar eu l-am considerat cadou de ziua mea pentru că l-a adus așa fără niciun motiv anume și atunci eu am zis că mi-am primit cadoul de ziua mea. Un parfum foarte frumos.
Tot de la Alexandra și asta chiar este un cadou special. Am primit și varianta asta micuță de poem de la Lancôme, un parfum absolut super pe care eu îl iubesc, îmi place foarte mult, un floral alb de care m-am îndrăgostit și ea mi-a dat atunci mai multe parfumuri, dar am decis să vi le aduc pe acestea două în atenție pentru că ele sunt cele mai speciale. La fel, am făcut clip și despre el, l-ați văzut. Apoi, membrii familiei au fost tot ce veți vedea în continuare sunt de la membrii familiei. Au fost drăguți și știu că eu iubesc MAC, așa că am aici două rujuri și un spray de fixare. Sprayul de fixare este varianta clasică de Fix Plus de la MAC. Am început să-l folosesc deja și îmi place foarte mult. Cu siguranță, după ce se va termina, îl voi recumpăra. Am prins reduceri de single days la MAC pentru că am card de fidelitate și am avut 50% reducere la cumpărarea a două produse. Și am luat Fix Plus-ul, am luat în două ture, un Fix Plus și un ruj, un Fix Plus și un ruj, dar un Fix Plus a mers către cumnata mea cadou. Dar ambele cumpărături au fost plătite de către soțul meu după ce mi-am cumpărat și au zis că vin ca și cadou de ziua mea. Și am primit acest Fix Plus de la MAC și am mai primit două rujuri. Unul este în nuanța... Care ești, mă, tu? Unul este în nuanța Velvet Teddy, nuanța lor clasică de ruj. Îmi plac foarte mult rujurile astea de la MAC din gama lor clasică. Uite că și scria Velvet Teddy. Și mai am nuanța Meh, așa se numește, sau Mer, cum vreți voi să-i spuneți, care este un nude-uliu, movaliu, așa, pe care încă nu am apucat să-l port, dar va fi și el purtat cu siguranță. O să încerc pe cât posibil să rămân cu rujurile de la MAC. Am aici nuanțele pe care eu le port de obicei și mai am încă unul pe un fucsia. Aș vrea să rămân doar cu aceste trei rujuri. Mai am și alte rujuri primite, dar astea sunt cele pe care le folosesc cel mai des. Îmi rezistă destul de bine, nu se întind, n-am nicio problemă cu ele și sunt foarte, foarte faine. Apoi tot de la membrii familiei am mai primit și un BB cream de la Misha pe care eu îl folosesc de ceva timp și care îmi place foarte mult, doar că de data aceasta am primit varianta mare și este vorba despre Misha Perfect Cover BB Cream X cu SPF 42 numărul 21. Așa arată el, asta este nuanța mea, 21, are 50 de mililitri. Momentan folosesc alte produse, nu o să-l deschid, mai am din BB cream-ul mic, îl port și astăzi pe ten, dar este un produs care îmi place foarte mult și chiar am vrut să îmi iau varianta mare. Și apoi am mai primit un cadou absolut deosebit și anume un set de la Replica cu două parfumuri pe care eu mi le doream să le încerc. Așa arată ele, Replica, așa arată setul și avem aici parfumul Beach Walk și By the Fireplace. Îmi plac foarte mult ambele, am purtat deja By the Fireplace și îmi place la nebunie. Se aseamănă ca și miros cu ea, doar că este mai afumat. Așa, uite, așa arată el. By the Fireplace sunt parfumuri unisex și au 30 de mililitri. A prins soțul meu un set cu, 30, cu două parfumuri de 30 de mililitri și îmi place foarte mult. Și mai avem și Beach Walk care arată fix așa. Ăsta este un parfum mai de vară, mai pe tropical, mai pe lucruri de genul acesta. Cu siguranță va fi și el folosit și purtat în vara în care urmează. Și cam astea au fost cadourile pe care le-am primit până acum. Eu momentan vă las și după ce revin de la întâlnirea cu prietena mea și de la plimbarea mea prin mall, revin și către voi cu cealaltă parte de cadouri pe care urmează să le primesc. Ne revedem în curând, pentru voi o secundă, pentru mine câteva ore de timp de calitate petrecute cu o prietenă. Ne revedem mai târziu. Câteva ore mai târziu revin cu continuarea clipului cu ce am primit cadou de ziua mea. Machiajul meu nu mai este într-o stare foarte bună, dar nu contează.
În același clip, în aceea zi, după câteva ore petrecute în oraș, m-am întors acasă și am decis să vă arăt ce am primit cadou de la prietena mea, Lexi, și de la soacra mea. Și o să vedeți că mi-am luat și eu două lucrușoare drăguțe din DM. În primul rând, din bănuții de la soacra mea, mi-am cumpărat cadou acest AGS sau UGG de tip fake. Adică nu sunt UGG-uri originale, dar mi-au plăcut foarte mult pentru că au blăniță înăuntru și merg purtați inclusiv pe ploaie, pe distanțe scurte. Nu sunt cele mai flatante încălțări, dar mie îmi plac foarte mult, așa că am executat, i-am luat. Dacă vreți și voi astfel de perechi, găsiți pe Deichmann, eu din Deichmann i-am luat foarte multe. Nu pot să vă las prețul în descriere pentru că eu i-am luat cu 30% reducere și am mai luat și altceva pe același bon, dar ăla este parte din cadoul de Crăciun, așa că vă arăt acum doar aceste UGG-uri, cum îmi place mie să le zic, care arată cam așa. Îmi plac foarte, foarte mult, cu siguranță se vor spăla și ușor, o să vedem acest lucru, dar am zis de aici până acolo să avem cu ce să ne deplasăm. Apoi, ce mi-am luat eu? Mi-am luat din DM acest gel de duș pe persoană fizică, care are aromă de migdală și floare de bumbac. Balea gel de duș soft feeling 300 de ml cu parfum de migdale și flori de bumbac. Nu l-am mirosit. Este ediție limitată. Și miroase amigdală dulce amăruie. Foarte mișto. O să intre la baie după ce folosesc ce am în prezent. Îmi plac foarte mult gelurile astea de duș de la Balea. Apoi, pentru că nu mă puteam abține și pentru că am văzut la Ana Maria Pesclevei te pop, dacă te uiți, mini parfumelele astea de la Adopt de 30 de ml, mi-am luat și eu unul care se numește Fairyland de parfum și are sclipici în el. L-am luat pentru la vară, sincer, ca să rămână sclipăpociu pe piele sau cum am acum pielea aici, să pot să mă dau și să rămână clipopoci. Este un miros floral fructat dulceag, miroase foarte bine, dar ăsta va fi folosit la vară când sclipiciul ăsta o să se vadă super, super bine. Așa, și de la prietena mea, Lexi, am să încep întâi cu chestiile mai puțin interesante. Am primit napolitane, așa arată ele. Sunt de la Tremari, Ancora 1, Gandura Nero cu ciocolată neagră, presupun. O să pun aici. Apoi am mai primit tot de la ea, sper să aibă loc în cadru, un advent calendar de la Kinder, de care ne vom bucura cu toții. Este vorba despre un advent calendar cu Kinder Bueno de toate felurile, așa arată el, este superb și abia aștept să descopăr aici și să vedem ce avem în aceste cutiuțe. Dacă vreți să fac clip îmi spuneți, dar nu cred, cred că o să ne bucurăm deschizându-l cu cel mic pe ăsta. Apoi mi-a pus și o cremă de mâini, așa arată ea. O cremă de mâini cu căpșuni, e la fel, scrie în coreană pe ea, made in Korea, o să văd ce și cum este și cu ea. Mai am o cremă de mâini pe care o folosesc, dar nu contează că e bună și asta, așa arată. Apoi mi-a luat și mie de la Eiffel, pentru că n-am avut niciodată odorizante de cameră de la Eiffel, un odorizant de cameră cu coffee latte. Așa arată el, pentru că ea știe că iubesc cafea, sunt nebunită după cafea, ador cafea. Așa că mi-a luat și mie un odorizant din ăsta de cameră, coffee latte. Abia aștept să se termine cel pe care l-am din Pepco în prezent cu bomboane de miros de bomboane de mentă și să îl pun pe ăsta la treabă. Dar mai are ăla în el, așa că momentan nu ne băgăm peste acest nimic. Îl lăsăm așa nedeschis, terminăm ce mai avem, după care trecem la el.
dar va fi folosit și mulțumesc din suflet și pentru el. Și cireașa de pe tort este un parfumel pe care ea mi l-a luat de la Lorina. Așa arată el. Numai bun. Se numește Green Apple și este după DKNY de Nacara New York, Be Delicious. Așa arată el. Eu mai am de la Lorina un dupe de Baccarat Rouge și îmi place foarte mult. L-am mirosit, îmi place. Urmează să-l port, să mă dau cu el, să văd ce și cum. Miroase foarte, foarte bine. L-am testat pe mână, dar primul, nu pot să-mi dau cu părerea la primul puf, pentru că în general când stă lichid pe țeavă miroase puțin ciudățel, dar îl testez și vă țin la curent, oricum va fi folosit, adică nu scapă nefolosit. Uite, așa arată și el. O să-i fac și lui un reels ceva, pentru că mi se pare foarte, foarte drăguț și abia aștept să îl port, chiar dacă este iarnă, nu ne interesează, pentru că noi purtăm inclusiv parfumuri din astea, pentru că îmi place să le port. Green Apple, dacă vreți și voi, îl găsiți pe site-ul parfumat.ro și le mai găsiți și pe eMAG. Este după DKNY Be Delicious. Dacă vreți, vă interesează, îl găsiți și pe el. Și cam astea sunt produsele cu care m-am întors acasă. M-am mai luat două chestii, dar acelea vor intra în ce am primit cadou de Crăciun. Dacă nu, voi uita de unul dintre ele, dar sper să nu uit. Asta a fost clipul de astăzi, sper că v-a plăcut. Nu am făcut acest clip cu scopul de a mă lăuda, ci pentru a vă arăta și vouă ce produse noi am mai primit. Poate vă inspir și pe voi și faceți cadou la rândul vostru altor persoane produse de acest gen, de ce nu? Poate vă dau o idee pe aici, pe acolo, zic să împărtășim idei cu privire la acest lucru. În general, vă arăt ce primesc fix cu scopul de a vă da și vouă o idee în cazul în care vreți să faceți cadouri, să știți ce să cumpărați. Pe această cale, vreau să le mulțumesc din suflet tuturor celor care mi-au făcut cadourile astea deosebite și care mi-au făcut ziua de naștere un pic în avans, ce-i drept mult mai frumoasă și mă bucur tare mult pentru toate aceste lucruri minunate. Eu vă mulțumesc și vouă că sunteți aici alături de mine la fiecare clip și că ne adunăm într-un număr cât mai mare și veniți oameni noi și frumoși și pe care mă bucur tare mult să îi am alături de mine. Sper că vă regăsesc cu bine. Fără voi nu ar fi posibile foarte, foarte multe lucruri care se întâmplă aici la mine pe canal. Asta a fost clipul de astăzi, sper că v-am inspirat și pe voi în cazul în care vreți să faceți cadouri pentru cei dragi, mai vedeți una alta, poate v-am mai dat o idee două. Noi ne revedem cu mult, mult drag la următorul clip. Mulțumesc încă o dată persoanelor care mi-au oferit aceste cadouri minunate, vor fi iubite și prețuite. Dacă nu v-ați abonat până acum la acest canal, nu uitați să o faceți. Dacă v-a plăcut, like, mă găsiți pe Facebook și Instagram cu ID-ul Coffee and Perfumes și până data viitoare ne vedem cu mult, mult drag la următorul clip. V-am pupat! Pa, pa!